Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulină, alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit! Parcă nu ține să crezi că mai există vreo școală la care copilașii n-au de niciunele. Parcă nu vine să cred că este decât o școală. Sau așa, decât una. Decât una, adică ele sunt mai multe. Acum a fost cazul ăsta care a fost prezentat astăzi la Cotârgaș. Dar eu sunt convins, adică nu că, și sunt date în acest sens, nu, de, am mai discutat asta. Da. De 20 de ani de când a pogorât democrația pe aceste meleaguri, se renovează școli, cel puțin teoretic, se acordă an de an bani și apare câte unul care e de la partidul X sau Y care se află la putere și zice că a făcut o școală sau o să facă. Și după 20 de ani de zile, numărul școlilor care au autorizație sanitară de funcționare este constant același, 200 și ceva, în județul Suceava sunt aproximativ 1000 de școli. Uh-huh. Deci puțin peste o cincime dintre școlile suceve, din școlile sucevene au autorizație sanitară de funcționare. Asta înseamnă că au apă potabilă, curentă, WC-ul, încălzire și așa mai departe. Restul nu au. Câteva Cotârgaș, care... Cotârgaș, școala de acolo face parte din numărul mare de școli, din acel din corp mare de școli din județul Suceava, care are condiții anormale. Da. Bun. Explicații întotdeauna se găsesc. Că vine directorul, că vine primarul, că vine cu tare, se găsesc explicații. Acum, normal că vinile sunt împărțite. Nu poți să spui că a greșit doar X este vinovat sau Y. Dar, per ansamblu, eu mă pun în situația de cele mai multe ori când comentez aici și când fac comentarii așa general, mă pun și în situația părții celelalte. Mă pun în situația directorului de acolo, adică tu poți să dormi noaptea știind că nu este rezolvată problema școlilor? Se vede treaba că da. Mă pun în pielea primarului din localitatea respectivă. Tu poți să dormi noaptea? Se vede că da. Mă pun în pielea, cu toate că aici este greu, în pielea domnului mic ministru Emil Boc. Cu toate că mi-e greu, el fiind mic, pielea lui e mică și nu-mi cap în pielea lui. El poate să doarmă noaptea? Poate, pentru că ai văzut, a fost dată o ordonanță de guvern, sau ce mama măsii s-a dat, o ordonanță de guvern, parcă, prin care s-au blocat angajările în sistemul bugetar. Date la hurtă ca să se dea el mare că a făcut nu știu ce restructurare. Din această cauză se petrec tot felul de anomalii. Vezi cazul de la Cotârgaș, nu se poate angaja un șofer să-i ducă pe copii la 7 școală. Km de colo-colo la școală și înapoi, din cauza că domnul mic ministru a dat asta cu blocarea angajărilor. Deci e o situație halucinantă. După aia apare halucinantul numărul 1 de la inspectoratul școlar în speță, Carcalete Petru, domnul Carcalete Petru, care este în al 5-lea an de mandat, și spune că e problema comunității. Da. Tu, ca șef al inspectoratului școlar, poți să dormi liniștit că știi că sunt atâtea probleme. Te uiți la copiii aia, dar nu știu dacă i-a văzut că el nu face, cred, teren. El stă cu fundul în birou acolo și când nu e la birou, e la partid. Face, duce copiii să huiduie lumea. Deci, tu copii poți să care dormi... vin la școală în condițiile da, astea. Dar este, nu, dar este... te doare sufletul când vezi așa ceva. Da. Și copiii ăștia, ai văzut cum stau, ca nevul mediu trăiesc. Și vin ăștia în campanie și vorbesc despre bun simț, despre normalitate, despre dracu și despre lacu și despre cai verzi pe pereți. Și despre faptul că presa nu reflectă realitatea. Lasă cu asta, cu presa nu reflectă realitatea, m-am asturat de textele ăstora care nu reflectă. Realitatea lor este următoarea. Dacă ei fac o prostie să nu o spui și dacă nu fac nimic să nu spui. Și dacă se poate să le dai limbi toată ziua și să-i perii. Asta înseamnă realitatea, presă bună pentru ei. Și Petru Carcalte stă senin și spune că nu este treaba inspectoratului. Păi da, inspectoratul ăsta școlar cu ce se ocupă? Bă, măcar interesează-te, măcar impulsionează pe ea, măcar spune că o să vină bani, măcar fă ceva, măcar dă-te peste cap sau du-te acolo și stai tu o zi cu copiii aia. Asta e problema, că dacă ar sta o zi printre copii pe acolo, să stea el să vină Petru Carcalete cu apă în buzunar de acasă, să vină el cu pachetel cu marmeladă uns acolo, să meargă să facă treaba mică în pădure, să meargă el câte... Auzi, dacă merge el câte 7 km dus întors într-o săptămână suplu, o să ajungă ca domnul mic ministru, că ai văzut că și ăla face cură de slăbire. Asta fac la domnul copii. Boc e o problemă, că dacă s-ar putea inventa pentru el și o cură de înălțare, ar fi beton, știi? La Petru Carcalete numai o cură de slăbire ar fi indicată. Și toți cu seninătate, cum stau copiii, e bătaie de joc, da?
Eu dacă aș fi părinte, nu mi-aș lăsa copilul la școală. Știu, Adriana. Da. Dar după aia tot copilul are de suferit și tot absolut. Părintele. Și după aia l-am văzut pe domnul Caracalete tot în calupul de știri, vorbind, avea un tonus așa ridicat, cât poate el să-l aibă ridicat. Noi, inspectoratul școlar, colaborare cu nu știu cine, am organizat diversitatea, o șansă în plus pentru viitor. Și? Da, bun, trebuie și astea. Cu e proiectul acela nu despre care, da. La inspectoratul școlar vreau să spun că, din informațiile mele, a desfințat postul de inspector pentru minorități, știi? Păi dar a trebuit să-l reducă, nu? Da, la bla bla ori din astea sunt bune. Deci, fii atent, noi nu avem nicio treabă cu faptul că sute de copii stau la o școală ca nevul mediu, nu avem nicio treabă, dar, atenție, presă ticăloșită ce ești, atenție, presa ticăloșită, spuneți că eu, șef al inspectoratului școlar, am organizat diversitatea, tot îmi scapă, o șansă în plus pentru viitor. Da, da? Așa se cheamă. Dar ar fi cel mai bine dacă ar fi așa un program. Normalitatea, o șansă în plus pentru prezent și pentru viitor. Știi? Da, e mai bun titlul ăsta. E mult mai bun. Deci, deci este alucinant. Pune tu știrea aia în care zice, trebuiau opuse cap la cap. Deci știrea în care arăți copiii cu mâinile degerate, cu apa adusă din fundul curții și așa, unde mălfuie ceva Petru Carcalente spunând că n-are nicio treabă, și după aia Petru Carcalente vorbind despre diversitatea, o șansă în plus pentru viitor.